Bună ziua și bine v-am regăsit la dialogurile MCP. Numele meu este Mihai Matei, sunt avocat colaborator în cadrul MCP Cabinet Avocați și îl am alături de mine pe domnul avocat Marius Cătălin Preduț, avocatul titular al MCP Cabinet Avocați. Bună ziua, domnule avocat! Bună ziua! În cadrul dialogului de astăzi vom aborda tema asentării salariatului de la locul de muncă în situații neprevăzute, ca urmare introducerii prin intermediul legii 283 pe 2022 a articolului 152 indice 2. Potrivit acestui articol, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă pentru o perioadă cumulativă de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, cu îndeplinirea însă a anumitor condiții. Domnule Preduț, care sunt condițiile prevăzute așa cum sunt introduse prin legea 283 pentru ca un salariat să poată beneficia de cumulativ de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic de dreptul de absenta de la locul de muncă. Întâi de toate trebuie lămurit dacă aceste 10 zile la care ar avea dreptul salariatul să absenteze nejustificat constituie un drept sau o justificare pentru absența nejustificată de la locul de muncă. Cred că a trebuit să ne lămurim cu privire la acest aspect și să stabilim că aceste modificări aduse, aduse prin legea 283 doar uh, completează într-o oarecare măsură dispozițiile articolului 247 din Codul Muncii și eventuale dispoziții din regulamentele interne ale angajatorilor, în sensul că, printr-o dispoziție legală, se uh, oferă uh, salariatului dreptul uh, și o justificare de absentare de la locul uh, uh, de muncă. Pornind de la această necesitate a lămurii dacă este un drept sau o justificare pentru absentarea de la locul de muncă, dispozițiile legii 283 stabilesc Faptul că salariatul are posibilitatea de a absenta de la locul de muncă, de a justifica absentarea de la locul de muncă, în situația în care apar situații familiale neprevăzute, în situația în care apar accidente, și, totodată, un aspect deosebit de important. Dacă prezența salariatului este absolut necesară pentru rezolvarea unor astfel de probleme. Astfel, salariatul are obligația, ca prealabil sau în proximitatea apariției unor astfel de evenimente neprevăzute, să informeze angajatorul cu privire la faptul că a intervenit un astfel de eveniment pe care. Uh, ulterior, urmează al proba prin orice uh, mijloc uh, de probă. După ce uh, salariatul a absentat de la locul uh, de muncă, acesta, împreună cu angajatorul, uh, vor cădea de acord cu privire la recuperarea celor, uh, acelor zile în care salariatul a absentat de la locul de muncă. Uh, spuneam la început că aceste dispoziții legale vin oarecum să completeze dispozițiile codului muncii referitoare la uh, calificarea unei fapte ca fiind abatere disciplinară. Legiuitorul uh, nu știm cum a ajuns la aceste uh, 10 zile, nu știm cum s-a hazardat în a stabili uh, aceste 10 zile pentru că ele pot fi mai multe sau pot fi mai uh, puține. Uh, această modificare adusă, uh, completarea adusă uh, codului muncii o consider oarecum inutilă deoarece mecanism mecanismele prin care salariatul avea posibilitatea de a justifica absența de la locul de muncă erau deja create atât prin practica instanțelor de judecată cât și doctrinar. Cu toate acestea, modificările au fost incluse în codul muncii și trebuie avute în vedere prin raportare la natura umană a derulării raporturilor de muncă în sensul că atunci când într adevăr salariatul are nevoie pentru a rezolva o problemă familială sau apare un accident, nu cred că au existat situații în practică de a nu fi înțeles de ce a absentat de la locul de muncă. Și un alt aspect care neglijează oarecum derularea raporturilor de muncă este acela referitor la faptul că salariatul împreună cu angajatorul trebuie să cadă de acord cu privire la recuperarea zilelor corespondente absentării nejustificate de la locul de muncă. Ori această, această cădere de acord intră oarecum în contradicție cu dreptul angajatorului de a-și organiza activitatea, drept care nu se exercită de comun acord cu salariatul, ci așa cum consideră necesar angajatorul. Pentru că salariatul nu poate să vină în unitate atunci când dorește pentru a recupera acele zile, ci atunci când angajatorul într-adevăr are nevoie pentru a, de munca salariatului. Salariatul nu poate să vină singur, ci trebuie să relaționeze cu alții salariați. Salariatul nu poate să vină după programul de muncă atunci când dorește, ci atunci când angajatorul permite ca unitatea sa să-și desfășoare activitatea. Revenind la condițiile prevăzute de acest nou introdus articol 152, indice 2, prima condiție vizează ca situația neprevăzută să conste într-o urgență familială cauzată de boală sau de accident. Întrucât situația ivirii sau producerii unui accident nu ridică probleme deosebite, o discuție ar putea fi purtată cu privire la existența unei boli a unui membru de familie. În ce ar putea consta uh, o boală care uh, se acorde salariatului dreptul de absenta de la locul de muncă. Uh, trebuie ca o boală să fie de o gravitate ridicată pentru ca salariatul să poată beneficia de acest drept. Uh, de asemenea, uh, în cazul în care un membru de familie suferă de o boală cronică de care salariatul avea cunoștință uh, anterior. Îi acordă salariatului dreptul de a uh, absenta de la locul de muncă? Uh, nu putem să stabilim, și nici legiuitorul nu ar putea să stabilească o gravitate a bolii. Ci trebuie avută în vedere uh, această modificare a codului muncii prin raportare la necesitatea prezenței salariatului în preajma membrului de familie. Aceasta este o condiție esențială. Nu orice stare de nevoie a unui membru al familiei conduce la justificarea unei absențe nejustificate, ci faptul că, și este esențial, salariatul trebuie să absenteze de la locul de muncă prezența sa fiind absolut necesară. De exemplu, dacă a avut loc un infart al unui membru de familie, evident că în ziua respectivă salariatul trebuie să fie alături de membru de familie, este posibil ca în ziua următoare, dacă sunt necesare anumite echipamente medicale sau salariatul trebuie să pună la dispoziția membrului care a suferit un astfel de accident anumite echipamente medicale sau și a treia zi, dacă este necesară prezența salariatului. Însă, dacă acest membru de familie a fost internat într-o unitate spitalicească unde beneficiază de toate îngrijirile medicale, salariatul nu mai poate să justifice prezența sa în preajma respectivului membru al familiei. De aceea, legiuitorul și uh, salariații trebuie să fie atenți să nu abuzeze de această posibilitate de a justifica absența de la locul de muncă, în sensul că a fost necesar să se ducă o dată pe zi, se putea duce dimineața, se putea duce uh, seara uh, la unitatea spitalicească unde este internat, uh, uh, internat vreun membru de, uh, de familie. De aceea, cele două condiții trebuie să îndeplinite cumulativ, într-adevăr, să apară acest eveniment, și, pe de altă parte, prezența salariatului să fie absolut necesară pentru a acorda un ajutor, un sprijin respectivei persoane. Așadar, o a doua condiție, și o condiție deosebit de importantă, o reprezintă. Faptul ca situația neprevăzută să facă indispensabilă prezența imediată a salariatului. Cât de restrictivă credeți că va fi această condiție în practică? Da, toate aceste absențe nejustificate ale salariatului de la locul de muncă. Pot să facă sau nu obiectul unor cercetări disciplinare pornite împotriva salariatului. Dacă salariatul de bună credință, principiul care guvernează relațiile de muncă, informează prealabil angajatorul, îi oferă acestuia niște explicații pertinente cu privire la absentarea de la locul de muncă, evident că angajatorul fiind și el tot o persoană, un om, Va înțelege și nu va trece la constituirea unei comisii de cercetare disciplinară. Cu toate acestea, dacă se trece de către angajator la constituirea unei comisii de cercetare disciplinară și verificarea justific... justeții absentării de la locul de muncă, salariatul în acel cadru are posibilitatea de a veni cu orice mijloc de probă prin din care să rezulte dacă într-adevăr a fost sau nu necesară prezența sa și implicit absentarea de la locul de muncă. Și cu toate acestea, dacă în ciuda tuturor acestor aspecte, dacă angajatorul va lua o decizie de sancționare disciplinară a salariatului, atunci instanțele de judecată, verificând probele depuse de către salariat și, dacă este cazul, de către angajator, Va stabili dacă, într-adevăr, cele învederate de către salariat converg către a justifica sau nu prezența la locul unde a avut loc accidentul sau în proximitatea, în apropierea persoanei care a avut nevoie de ajutorul salariatului respectiv. În ce privește aspectul recuperării perioadei absentate? Ce se întâmplă dacă salariatul refuză sau nu poate să recupereze perioada, zilele de timp în care a fost nevoit să absenteze de la locul de muncă? În situația în care angajatorul a stabilit anumite intervale de timp în care salariatul trebuie să recupereze zilele în care a absentat nejustificat de la locul de muncă, iar salariatul refuză, atunci are la îndemână demararea cercetării disciplinare pentru absentarea de la locul de muncă în perioada în care salariatul avea obligația de a fi prezent la locul de muncă. În ceea ce privește aspectul că salariatul nu poate, această chestiune depinde tot de o justificare. O justificare rezonabilă. Obiectivă și proporțională cu scopul urmărit. A stabili această posibilitate salariatului de a absenta de la locul de muncă, am ieșit din raportul de subordonare specific relațiilor de muncă, ar conduce la o obligație pur potestativă, adică își îndeplinește obligațiile atunci, atunci când poate și dacă vrea. Angajatorul are la îndemână, constatând uh, nerecuperarea uh, zilelor uh, în care a absentat uh, nejustificat, de a demara cercetarea uh, disciplinară a uh, salariatului și de a decide în consecința celor uh, constatate. Vă mulțumesc, domnule avocat, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm în continuare pe site-ul nostru www.mcpavocati.ro pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie în contextul noilor modificări legislative. Vă mulțumim. Mulțumim.